Ia uitați. Ce frumos. S-a modernizat în gara Buzău. Vedeți? Hai să ne uităm aspectul. Uitați aici un din ăla. Zi, mă, ești fata sau băiat? Fata, lasă-mă, nu mă. De ce minți? Ce că nu mă nebunii ce se alintă. Dicta bot în tine. Uitați oameni cu greutăți adevărate. Da, 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 bine, încerc scuze, doar te-am salutat. Ești un om bun, gata, nu mai te alinta. Atât, știu. E un frig. Și uitați, și încă n-a venit iarna. E foarte greu să dormi aici, dar asta e viața. Oameni buni, cine vrea să vină la gară, să-i aducă și lui o pătură și un pat, să stea și el relaxat, că duce o viață. Am fost și eu și am trezit-o, și nu am început a jura. Dar e femeie? Da. Oh. Uite, lăsați, rădic eu. Doamna. Măi, băiețaș, du-te mânca la urmă, mica, aici, tu te dai aici. Lasă-mă femeia să doarmă, mă. Tu te dai aici. Hai, doamna, în gară. Aici, am să fii, băi! Răbărnuși. Haideți în gară, că mi-e cald, doamna. Simți, măi, ăsta, fără de rog eu frumos, haideți în gară, că mi-e cald, doamna. Liber, doamna. Lasă să doarmă. Aici, alegeți, nu ne hainte, doamna, aici. Aici, alegeți dumneavoastră să doarme. Liber, domnul, ia, vreodată vreodată. Alege să doarmeți aici. Vă place dumneavoastră să doarmeți, să doarmeți aici? E răpălat de droguri, la revedere, țigan. De droguri? Da, drog. Ce droguri consumați, doamnă? Acolo sunt areți. Pe un interviu al vieții. Vă rog frumos, ce droguri consumați? Tot nene pleacă închis, că ai cerșit pe la toate ușile acolo ce mă cunoști. Doamna, vă rog frumos. Merg sănătate, am spus, mai băiat, pleacă de aici! Doamna, ridicați un pic asta, adică, vă rog frumos, ce droguri consumați? Deci că merg la sediu dacă mai te ideea, ajunge, gata, e frumos. Gata, că vine ce poliț. Ce droguri consumați, doamna? Hai să lăsăm femeia în pace, haide mă. Ce droguri consumați, doamna? Hai, lasă-o mă, bă. Hai că vine poliția, vine asta, lasă-o, doamna, ce vrei, și amărât asta acolo. Asta pune-o pe site, se vadă. Să vadă primarul de aici. Da, păi să vadă, cum cheamă primar? Primarul Pule. Ce părere ai despre viață? Dă-le și un interviu aici, stai. Exact. Spune-mi, doamn primar. Treci așa, aici, că aici e lumină, treci aici. Se vede frumos. Uitați aici, eu sunt un cetățean ardelean. Bun, ardealul ardelean. Ardealul e bun. Sunt un cetățean ardelean. Ce condiții, spuneți dumneavoastră, la o boschetare ăștia care dor pe drumuri? Ce condiții le dați dumneavoastră? De ce nu le dați o locuință? De ce nu le dați un adăpost să stea vine iarna? De ce nu vă gândiți? Vă gândiți doar la dumneavoastră. Așa sunteți toți primare. Toți sunteți la fel. Eu sunt un cetățean ardelean, dar primarul de la noi are 7 mandate până acum, așa 8-lea tot cum a luat tot el. Uitați cum doarme. Uitați, filmați, vă rog. Nu că am văzut, las-o, gata, las-o filmați. Să dorm. Lasă-o să doarmă. Cum doarme o femeie amărâtă care nu are casă, nu are nimica. Ce e asta, domnule primar? Și nici la Veneția. Din Buzău. Domnule primar din Buzău. Alea, e teroare. Să nu spui că e închis gara. Nu e închisă, nu? Nu. E bun, deci mai am până vine trenul vieții. La când? Până la tren, am și o treabă. Dă-le și sfaturi de viață la oameni, că ești din Ardeal. N-am ce le da sfaturi. Să cum, fie, cum să fie fericiți? Să fie fericiți și cu fața zâmbitoare și să nu se îndoie la nimeni niciodată. Niciodată să nu aplece capul jos. Să nu se... Vine primarul, îi aduce un chel de zahăr, 2 chel de ulei, un chel de aia, un chel de aia. Nu! Să vadă! Trebuie să trăim pentru țara noastră, să luptăm noi
pentru țara noastră, nu primarul. Noi luptăm pentru țara noastră și trebuie să o facem, să fie țară. Dacă am ajuns noi să ne comande, Iohannis, președintele României, da? Am ajuns să ne comande un neamț. E neamț, da? Apoi atunci mai suntem? Suntem nimic. Nimic. Când o trăit, o trăit Ceaușescu, trăiască-l Dumnezeu. Atunci era bine, când a fost Ceaușescu. Mergem să te la coadă la pită. Acum e pită intermediară, e pită expirată, e pită tot ce vrei. Tot expirat. Asta e România. Sănătate. Asta e România, Ardealul vă salută.